Revenim la știrile interne. Astăzi, în toate școlile din țară, a răsunat ultimul sunet. Aproximativ 400.000 de elevi au pășit azi pragul școlii cu buchete de flori pentru a-și felicita profesorii, iar absolvenții claselor a 12 și-au luat adio de la liceu și profesori. Tradițional, în fiecare an, se organizează careuri în care răsună cântece și poezii despre anii de școală. Bucurie, dar și tristețe. Asta s-a văzut în ochii celor care nu vor mai păși pragul școlii. Absolvenții Liceului Teoretic Gheorghe Asachi din Capitală susțin că emoțiile sunt mari, mai ales că examenele de bacalaureat bat la ușă. Ce medie ai terminat? 9,90 și sunt foarte mândră și de succesele mele de asemenea. Urmează bacul, ești pregătit? Da, noi ne pregătim în continuu. Astăzi este un moment de fericire, de sărbătoare, dar mâine urmează iarăși munca. Suntem bucuroși că am finisat o etapă a vieții, însă în același timp avem emoții nostalgice, fiindcă este ultima zi când pășim pe treapta acestui liceu. Nu am crezut că vom fi cuprinși de așa sentimente profunde de nostalgie. Emoțiile create de faptul că pentru ultima dată îți vezi profesorii, îți vezi colegii, că clopoțel pentru tine nu mai suna. Cei care au încurajat mereu liceenii au fost profesorii. Aceștia spun că absolvenții s-au pregătit mult și sunt pregătiți să susțină examenele de bac. Emoțiile sunt mari, au frica de momentele inovative care au apărut în regulamentul actual. În schimb, propriile aptitudini și competențe sper să le fie de ajutor și să depășească emoțiile. Ce le doriți? Le doresc să fie o conștiință cât mai ludică în momentul când au a scrie un test, să fie apt, așa amintit, tot ceea ce au învățat. Și să depășească frica aceea de examinare și strictețe bacalaureat. De asemenea, la ultimul sunet au participat premierul Iurie Leancă, dar și edilul Capitale Dorin Chirtoacă, care au felicitat absolvenții și le-au dorit succes în viață. Nu, am fost un elev bun și am avut părinți, taică meu e pedagog și a avut tot timpul grijă să știu exact ce înseamnă gatea în viață. Și că doar cu studii foarte bune, care a fost cea mai mare investiție a lui în mine, poți să-ți obții în viață ceva. Eu sunt convins că acest prim eveniment o să va reuși să mă marcheze pentru săptămânile și lunile pe care urmează să le petrec în calitate de prim-ministru. Așa că e un început foarte bun din punctul meu de vedere. Absolvenților le doresc tărie de caracter, chiar dacă vi se face o nedreptate anul acesta, poate reușim să corectăm împreună cu dumneavoastră de acum lucrurile pe viitor. Ca cel puțin aceștia mici care sunt aici, când vor crește mari, să nu treacă prin nedreptate și prin nedemnitate, dar să susțină toate examenele în clasele lor. În același timp, primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, nu a ezitat și să danseze cu domnișoarele absolvente. Peste 28.000 de elevi vor susține examene de bacalaureat, iar peste 36.000 vor finaliza în acest an ciclul gimnazial. Aproape 1.400 de licee și gimnazii activează în țară, unde învață 366.000 de elevi. Alte aproape 20.000 de elevi studiază în 67 de școli profesionale. În cele 47 de colegii învață peste 30.000 de elevi.